Australian Kelpie. Așa după cum ne arată și numele său, câinele Australian Kelpie este originar din îndepărtata Australie. Navigatorii și coloniștii englezi au adus în jurul anului 1800 din Marea Britanie câteva exemplare de colie pe care i-au încrucișat cu câinii dingo sălbatici australieni pentru a crea un câine de lucru necesar pentru a păzi și mâna turmele de oi și cirezele de vite, pentru paza fermelor și locuințelor, ca și animal de companie. Cercetătorii din domeniul canin ne spun că originea exactă a acestui câine încă este dezbătută. Părerile sunt împărțite în mai multe tabere, însă cert pentru noi este faptul că Australian Kelpie există astăzi în lume și ne bucură pe toți oamenii de pretutindeni. În jurul anului 1900, primele exemplare de Kelpie au fost importate și de Statele Unite ale Americii, unde s-a adaptat foarte rapid la condițiile de climă și la nevoile de creștere a animalelor din acele timpuri. Crescătorii de câini australieni ne spun că de la câinele Collie ar fi moștenit caracterul și condiția fizică, iar de la Dingo aspectul său foarte elegant. Câinele australian Kelpie are un corp puternic, musculos, elegant, flexibil, atletic, are un corp bine proporționat, craniul este ușor rotunjit, botul este lung, conic, ascuțit, are maxilare puternice, obrajii proeminenți, ochii sunt mari, ușor depărtați, migdalați, de culoare maro închis, nasul este mare, de culoare brun închis sau negru, în funcție de culoarea blănii. Este dotat cu un miros foarte fin. Gâtul este de lungime medie, puternic, musculos, spatele este drept, lung, ușor coborât spre șale, coada este lungă, conică, o poartă în general ușor atârnat în jos, membrele sunt puternice, labele robuste. Blana este formată dintr-un păr scurt, des, neted. Culorile blănii pot fi negru, maro închis, roșu, albastru fumuriu, castaniu crem, maroniu gălbui și roșcat. La unele exemplare pot fi întâlnite diverse pete de culoare în zona capului, pe piept și membre. Înălțimea este cuprinsă între 43 și 52 de centimetri. Greutatea este situată între 20 și 25 de kilograme. Australian Kelpie este un câine foarte inteligent, vioi, ager, liniștit, vigilent, tolerant, prietenos, sociabil, iubește copiii și joacă cu aceștia, este loial și devotat stăpânului său, tolerant față de alți câini, independent, teritorial, rezervat în prezența străinilor, nu latră excesiv, este un câine foarte rezistent, robust, harnic, sunt câini de turmă excelenți. Sunt folosiți și în zilele noastre de australieni în cadrul fermelor, la paza locuințelor, în întrecerile canine, ca și animal de companie. O femelă poate naște între 4 și 6 pui. Socializarea trebuie începută încă de timpuriu, atât față de oameni, cât și față de celelalte animale din gospodărie. Dresajul trebuie realizat corect, adecvat, consecvent, cu fermitate și profesionalism, cu calm, răbdare, înțelegere și iubire din partea stăpânului său. Recomand pe această cale tuturor iubitorilor de patrupede canine folosirea recompenselor alimentare în timpul programului de dresaj pentru a-i capta atenția, stimula, motiva ca pe viitor câinele să îndeplinească mult mai bine și mai atent comenzile primite de la stăpânul său. Durata de viață este cuprinsă între 12 și 15 ani. Australian Kelpie este un câine foarte sănătos, rezistent la temperaturi ridicate din Australia. La unele exemplare pot să mai apară la un moment dat unele boli, cum ar fi displazia de șold, atrofia progresivă a retinei, etc. Dragii mei iubitori ai patrupedelor canine, Kelpie este un câine foarte bun. Este o rasă activă și va avea nevoie de oameni care să îi înțeleagă nevoile.
Nu este un câine de apartament, are nevoie de un spațiu mai mare, generos, în care să-și descarce energia zilnic. Se atașează în general de un singur stăpân, este un câine ideal persoanelor active care practică joggingul, diverse sporturi, flyballul, etc., fiindcă australianului Kelpie îi place să stea toată ziua afară, să îi se dea de lucru, adoră să vă însoțească în drumeții și plimbări lungi. Este un companion grozav, excelent, desăvârșit, veritabil. În zilele noastre, câinii Kelpie pot fi întâlniți în întreaga lume. Cele mai multe exemplare se află în Australia și Statele Unite ale Americii. Rasa de câine australian Kelpie nu este încă recunoscută de American Kennel Club, însă este recunoscută și înregistrată de United Kennel Club și Canadian Kennel Club. Zilnic trebuie efectuate plimbări pe distanțe lungi, alergare, exerciții, antrenamente, joacă cu el pentru a-și elibera din energie, cât și pentru a fi stimulați fizic și mental. Evitați să îi țineți închiși timp îndelungat, fiindcă pot deveni în timp nervoși, anxioși, agresivi. Asigurați-le libertate de mișcare, în aer liber, zilnic minim 30-40 de minute, în 2-3 reprize, fiindcă altfel pot deveni destructivi. Preferă joaca cu copiii, dar vă recomand o supraveghere îndeaproape a tuturor interacțiunilor dintre câini și copii pentru a se evita din start orice eveniment neplăcut. Învățați-vă copiii din timp cum să se comporte în preajma câinilor, să nu îi lovească intenționat, să nu îi tragă de coadă sau de urechi, să nu le ia niciodată mâncarea din față atunci când aceștia mănâncă, să nu îi deranjeze atunci când, virgulă, câinii dorm prin diferite zgomote puternice, fiindcă câinii se pot speria și pot ulterior să aibă un comportament agresiv. Să nu intre pe teritoriul lor fără acceptul stăpânului sau în lipsa acestuia, etc. Dragii mei iubitori de animale de companie, cam acestea au fost de spus în mare despre câinele din rasa australian Kelpie. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal intitulat Animalul tău de companie de pe YouTube. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți care nu v-ați abonat să vă abonați pentru a cunoaște împreună zi de zi noi date, cunoștințe despre toate animalele de companie și nu numai, dragi nouă tuturor, din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Vă rog mult din suflet să nu uitați după vizionarea acestui episod de like, share și subscribe, fiindcă fără voi nu pot exista. Cu drag, Cătălin. Pe curând!